Deci, cred că o să mă las de YouTube în cazul ăsta. Hei, salutare tuturor! Eu sunt Mivi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este Bia! Bună! Și în acest vlog o să facem faimosul challenge ce ai alege dintre. Însă ne-am gândit că acest challenge să fie așa super hardcore și să fie mega, mega greu. Așa că întrebările vor fi puse de către Baby din spate și vor fi super, super dificile. Adică n-o să putem să alegem efectiv din cele două variante, dar obligatoriu și forțat trebuie să alegem. Orice ar fi, trebuie să alegem o variantă. Avem voie să ne folosim o singură dată de replica nu pot să aleg. Așa că hai să începem. Ești gata? Da. Să nu putem să alegem? Da. Go! Hai, Baby! Salutare toată lumea și bine m-a regăsit. Nu uitați să rupeți acolo butonul de like. Aha, da, nu uitați să apăsați butonul așa de like. Eu sunt Vucea din spatele videoclipului. S-a apăsat și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm vloguri noi. Și nu știu câte like-uri să facem. Și să rupeți butonul de like, să facem acolo 30.000 de like-uri. Oh, ia uite-le, măi. Vreau să vă spun că o să am o voce mai pătrunzătoare în acest clip pentru a crește rata de suspans a acestui clip. Așa că pregătiți-vă. Sunteți pregătite? Da. Da. Începem. Ce ai alege dintre să nu mai cânți niciodată sau să nu mai faci YouTube niciodată? Mamă. Bianca, eu nu e fac cel mai YouTube, greu. Nici. Să nu mai fac YouTube. Asta a fost așa pentru mine, nu? Asta a fost pentru tine, da. Pentru sufletelul meu, așa să-mi dai acolo. Mamă, e super greu. O să, pentru că trebuie să aleg, trebuie să aleg o chestie. Orice ar fi trebuie să aleg. O să zic să nu mai fac YouTube. Da, pentru că muzica, muzica tot e bani. S- o ia să gândește la bani. O nuntă ceva. Eu vreau să zic că muzica e în sângele meu de cum am născut și când era 5 ani jumate și așa mi-am început drumul și muzica e pe locul 1 tot timpul. Ia bani. Bani, dai cu bani, fata mea. Deci cred că o să mă las de YouTube în cazul ăsta. Următoarea întrebare. Să nu poți să vezi niciodată sau să nu poți să auzi niciodată? Mamă, mă înțeapă inima. Deci să fii chior sau să fii sur? Toate cuvinte. Or nu chior. Crezi că sur, că poți să-ți pui aparat auditiv. Păi, nu, gen, să nu poți să auzi. Deloc, mamă, păi tot găsești o soluție. Nu poți să găsești o soluție. Gen, ori să nu auzi sau să nu vezi. Asta e, simplu. Înțeapă inima. Nu știu. Dacă n-aș mai auzi, n-aș putea să mai fac muzică. Hai, mai aveți 10 secunde și trebuie să dați un răspuns. 10, 9, 8, 7, 6, 5, stai puțin, 4, stai, stai! 3, 2, 1, răspunsul vreau. Zi, Bianca. Eu îmi folosesc chestia și zic, nu pot să aleg. Îți folosești chestia acum? Da. Nu vă să cred, Bianca? Da, da. O urmezi sau ne dai răspunsul? A zis. Să nu aud, am zis. Să nu auzi, nu? Da. Înțeles, da. Și aș fi mers pe aceeași variantă. Următoarea. Și să nu poți tu să auzi, să nu mai faci muzică? A, nu, eu să nu văd eu. Așa, hai. Și eu aș fi ales asta, dar nu pot nici să nu văd. Așa. Gândește-te că nu mai vedea niciodată. Mă aud așa. Eu la asta m-am gândit și de asta am zis să folosesc. Mă, da, contează sufletul. Hai. Contează sufletul, dar să nu mai vezi tu persoana dragă pe care o iubești. Să nu mai vezi tu corpul ăsta așa de fedină. Să nu ai papile gustative sau să nu ai simțul olfactiv? Papile gustative. Să n-ai papile gustative? Adică să n-ai gust. Să n-am gust sau să nu pot să miros. Păi după cum mai simți parfumul puiul meu? Da, mă, gust, să n-ai gust. Și mâncarea, ciocolata. Pe mă miroși, mamă, mă miroși și... Nu, eu aleg să nu am... Miros? Miros. Dacă da, poți da, miros. Poți să gust, poți să gâți. Tu dai seama, tot să... ciudat. Tu, voi vă dați seama, o să poți să mergi cu RATB-ul când vrei tu, că nu o să mai simți mirosul de transpirație. Exact, da. Da, oricum, eu nu prea merg cu autobuzul și cu de-astea, da. Da. Să nu te poți vedea, dar lumea să poată, sau să te vezi doar tu și lumea să nu te poată vedea. A doua variantă. Să te vezi doar tu. Nu, eu zic să nu mă văd eu și să mă vadă lumea. Păi adică că... tu ești... Că eu am încredere în mine și știu că sunt frumoasă tot timpul. Și foarte modestă, bine?
caractere. Yay! Nu știu. Adică păi, gen ai fi invizibilă pentru toată lumea, dar tu ai putea să te... Nu vreau să fiu invizibilă, păi de ce trebuie? A, atunci, da, atunci prima variantă. Dar nici să ieși, adică trebuie să te aranjezi cumva așa cu ochii închiși. Tot timpul. Trebuie să ai, de asta, despre asta e vorba, încredere în tine. Suflet, da. Hai, să mănânci toată viața legume sau să mănânci toată viața carne? Legume, toată viața. Eu am fost și vegetariană aproape un an de zile. Eu carne! Toată viața doar carne sau... Da, toată viața doar carne sau toată viața doar legume. Nu e ok nici așa, nici așa dacă stăm să ne mâncă. Despre asta e challenge-ul. Cum o dai mie? Cel mai puțin real, gen. Eu aș putea să trăiesc fără carne, că am trăit un an de zile. Deci nu mi-ar fi așa. Eu mănânc cu cartofi prăjiți. Cea mai nenorocită combinație, carne cu cartofi prăjiți. Cu piure, nu mănânci. Da, e bun, da, e... Hai, dă-i! Sunteți pregătite pentru următoarea întrebare? Da, da. Sunteți pregătite? Hai, nu mă mai speria. Vreau ca toată lumea acum să apese butonul de like pentru întrebarea asta. Hai, apăsați-l. Toată lumea, hai. Apăsați-l. Așteptăm. Dacă perna ar fi butonașul de like, cum l-ați apăsat? Să nu ai prieteni sau să nu ai partener de viață? Să nu ai prieteni. Da. Eu oricum am puțin și bun. Adică m-am miștat. Și Bianca, persoanele de față se exclud. Să nu ai acces la internet sau să fii izolat de lume. Ce? Cum să adică? Nu ai acces la internet? Să nu ai acces la internet, dar să trăiești în comunitate sau să fii izolat de lume, dar să ai acces la internet. Să n-am internet și să trăiesc cu oamenii, cu oamenii. Să comunic așa. Tu tași că tu ai preferat, fii sinceră, Bianca, acum e momentul. Adică să te văd cu lumea sau numai pe telefon, mă plictisez la un moment dat, cât să stau. Da. Să nu te mai speli pe dinți niciodată sau să nu mai ai baterie la telefon niciodată. Să nu am baterie la telefon, clar. Să nu mă spăl eu pe dinți toată viața, păi eu sunt obsedată cu spălatul pe dinți. Să nu ai telefon toată viața? Da, frate, să nu mă spăl pe dinți toată viața. Și, adică putem să comunicăm cu altcineva, nu? Dacă... Nu putează, iau ca atare. Bine, să mă spăl pe dinți atunci. Da. Da, mă, pe bune. Da, vă zic eu că i-ar prefera să aibă baterie tot timpul. Ea fără telefon este moartă, leșinată. Nu te poți înțelege cu ea dacă n-are baterie la telefon. Să ai toți banii din lume și să îți poți permite orice sau să nu ai niciun ban, dar să ai persoana iubită lângă tine. Să nu ai niciun bani și să ai persoana iubită lângă tine. Da, că puteți să... Dar ea mai zici și tu prima că tu te iei după mine. Bine, zic. Nu, a doua variantă, că așa puteți să produciți amândoi. Fericirea e cea mai importantă. Și după o construiți voi ceva. Să fii invizibil toată viața sau să citești gândurile oamenilor toată viața? Hei, cum o dai, nu e bine. Adică mi-ar plăcea super mult să citesc gândurile oamenilor. Nu asta aș alege. Da, nu tot timpul. Chiar nu, mă, nu, chiar vreau aș vrea să știu ce se... Da, asta aș alege, decât să fim invizibile. Da, decât să fim invizibile, clar. Deci, nu, să citesc gândurile. Să fii cea mai amuzantă persoană sau să fii cea mai inteligentă persoană? Ia zi, Bianca. Că răspund și eu după. Păi dacă ești inteligentă, poți să nu... Poți să faci... Las-o să zică, deci tu alegi să fii cea mai inteligentă. Adică ce vrei să zici, că numai proștii fac glume? Zi, dar nu e bine, gen cum am gândit și eu, m-am gândit fix la ce te gândești tu. Dacă ești inteligent, poți să fii și amuzant, dar nu poți. Nu e adevărat, dacă ești amuzant, ești clar inteligent, pentru că nu orice om. Nu, tu ai zis să fii inteligent. Dacă ești amuzant, poți să fii. Dacă ești amuzant, e clar și garantat că ești inteligent. Pentru că nu orice om are umorul ăla, nu orice om are, trebuie să fii steț ca să poți să fii amuzat. Deci eu aș alege să fiu amuzat. Bine, tu ai alege să fii deștept, da? Toată viața. Eu aleg să fiu amuzat toată viața. Exact, adică trebuie să știi cum să faci glume. Hai. Bianca, să... Aha, vedeți, și se elimină toate răspunsurile pe care Bianca le-a dat. Nu e adevărat. Ba, da. E ceva important legat de istorie. De... Nu de pentru mine. Mama, nici tu nu te crezi. Să-ți pierzi memoria sau să începi viața din nou? Like, să-ți pierzi memoria și să continui de acolo fără să nu știi nimic sau să-ți reîncep... Păi e cam același lucru întrebarea asta. Ba nu, sau să-ți reîncep viața gen de la zero fără nimic. A doua variantă. Păi e mai rău să te duci la spital ăla să zică, păi eu sunt mai gata. Întrebarea e pusă, e făcută de iubită de eu, am înțeles-o. E în felul următor.
Normal că m-a înțeles. Da, e aceeași întrebare, adică e cam așa. Păi nu e adevărat, nu e adevărat. Nu e adevărat, vedeți? Nu ai baby, mă înțelege. Să-ți pierzi memoria. Explică-le tu, baby. Să-ți pierzi memoria de acum. Tu să rămâi în corpul tău, în momentul ăsta, la fel cum ești tu, dar să-ți pierzi memoria, să nu mai știi cum te cheamă, cine ești, absolut nicio informație despre tine, dar să rămâi la fel. Da. Sau să începi din nou viața, de la bebeluș, de când te naști, dar să știi cine ai fost. Gen, să-ți păstrezi memoria. Exact, mersi, baby, uite! Să vă încep... Până am plecat, unde, când am bebeluș, zic eu. Da, clar. Să ai un buton cu care să poți să oprești timpul, sau să ai un buton de rewind. Cu care să manipulezi timpul. Adică să dai rewind, clar. Da. Să te tai în hârtie sau să ți intre ceva în ochi? Să mă tai în hârtie. Da, deși știu că o să mă usture și o să mă doară. Da. Dar să trăiesc cu o durere așa. Na, mai degrabă să mă tai. Să mă tai că o să trecem mai. Să-ți pregătite pentru... Să-ți intre o muscă în ochi. Să te trezești în mijlocul unui deșert sau pe o barcă în mijlocul oceanului? Hai că da, în deșert. Adică ori să mor de căldură, ori să mor înecat. Sau mâncare. Să nu murim! De ce pui situația așa? Pentru că... Nu, eu în deșert, ca să fac poze. Mereu mi-am dorit să fac poze în deșert. Ia să trezești în pustie! Ține fazia, nu pot să le postez, că n-ai internet acolo. Ba da, cum să nu? Da, o să vină... E în pustie, Akshay Maledos! Și o să vin la tine, oh, Wi-Fi, Wi-Fi, are de parola. Întotdeauna mi s-a părut foarte rău să mori necat. Da. În deșert n-ai muri ars. Muri de sete. Ai muri așa. În apă poți să bei apa din mare, dar e sărată și o să te îmbolnăvești. Dar poate poți să ajungi pe o insulă și să încerci să supraviețuiești acolo. Dar eu mereu am avut trauma asta de când am văzut filmul Titanic și am văzut cum măreau aia necați. Da, mi-e frică așa să aleg, dar să mă simt eu așa. S-ar putea în deșert fără... să nu mor. Păi asta zi. Da. Poți să treci fără mâncare mult, dar fără apă. Pe ocean, pentru că ai mâini, da, să te poți, să, chinu, poți să manipulezi în ce direcție vrei să te duci și poate dai de barcă. Și ai șanse foarte mari, pentru că oceanul e foarte plin de insule, să găsești o insulă și să te adăpostezi acolo și să... Da, aleg ocean. Ai ales oceanul pentru că l-ai ales tu și o să înveți. Da. Mă salvezi? Vin eu cu iahtul meu pe care l-am cumpărat din mare din YouTube. Zi, baby, mă salvezi? Normal. Salut vlogul lui Bibi! Următoarea întrebare vine din partea Bianca, este compusă de Bianca și zice cam așa. Să rămâi fără deget sau să rămâi fără muta? Fără ce? Muta. Ce s-a trebuit să facă, nu? Trebuia, ți-am și zis să o mai interpretez tu. Scuză-mă pe mine. Să... Păi da, dacă n-am înțeles-o. Da, mă scuzați pe mine, hai că citim altă întrebare, tot compusă de Bianca. Atenție. Să sar cu parașuta sau jumping? Să-ți muți cariera muzicală în America sau să rămâi în România? Specificăm că amândouă cântă. Gen, aici chiar e, gen poate să aleagă amândouă. Eu în America. Ai mai multe șanse să... Bine, tu aici. Dar eu care nu sunt... Da, nu știu, în America, da, ai mai multe oportunități, dar sunt atât de mulți oameni care cântă și nu au reușit în America. Like, chiar sunt de acolo din America și n-au și făcut, nimic. Așa că mai bine să fii cunoscut la tine în țară, să fii super faimos și super popular la tine în țară și după, dacă ți-ajută Dumnezeu să poți să faci o carieră internațională, da. E ca și cum ai vrea să fii cel mai tare pește din ocean sau cel mai tare pește dintr-un lac. E mult mai ușor să fii cel mai tare pește dintr-un lac decât din ocean. Da, să începi în România și după ai și mai multă experiență. Dacă... Da, clar, și ți-e mult mai ușor dacă ești cineva în țara ta, pe acolo, în afară, poți să arăți că ești cineva în țara ta. Da. Deci, da. Așa că te duci acolo, bun, eu sunt Bianca, nu fac nimic. Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut. Alături de mine a fost Bia, intrați în descriere și urmăriți-o acolo pe Instagram. Nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like, de share, de subscribe. Și apăsați pe clopoțel. Exact. Noi v-am pupat tare, 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 tare. Mua! Și ne vedem data viitoare. Pa!